Administrația locală a comunei Godeanu a dat drumul la distracție weekendul acesta. Sute de locuitori din zona de nord a județului Mehedinți au participat la zilele comunei Godeanu, o sărbătoare cu tradiție ajunsă la ediția 12-a, care a fost marcată printr-o paradă a portului popular și un program artistic. La eveniment a fost prezent președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de echipa PSD Mehedinți. La eveniment au fost prezente autoritățile județene prin președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, prefectul județului Alin Isuf, vicepreședintele Consiliului Județean Ionică Negru, precum și senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu. Avem parte de o zi extrem de frumoasă, o zi în care să transmitem tradițiile și obiceiurile zonei de munte, și anume portul popular, cântul popular. Vreau să invit alături de mine domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu. Bună ziua, bine ați venit! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezență și totodată vreau să transmit tuturor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena un sincer și călduros la mulți ani, să fim sănătoși și să realizăm tot ce ne-am propus. Prezent la eveniment, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a arătat faptul că astfel de evenimente arată interesul autorităților locale de a menține vii tradițiile populare în conștiința oamenilor, asigurându-i totodată pe cetățeni de tot sprijinul. Dacă anul trecut la sărbătoarea comunei Godeanu investițiile Consiliului Județean Mehedinți pe cele două drumuri, DJ670, tronsonul Malovăț-Marga și DJ607B, Marga Cireșu, erau în implementare, astăzi când sunt finalizate, oamenii au spus că parcurg traseul până la drobeta Turnul Severin într-un timpul mai scurt și pe un drum foarte bun. Sunt cu drag alături de dumneavoastră, alături de colegii mei din Consiliul Județean, din Parlamentul României, pentru că suntem cu toții alături de doamna primar și alături de comuna dumneavoastră și am făcut eforturi în ultimii ani ca nivelul de trai al cetățenilor din comuna Godeanu să crească și cred eu că lucrul acesta se observă din ce în ce mai pregnant. Vin de mai mulți ani la un asemenea eveniment la dumneavoastră care, iată, acum a ajuns la ediția 12. Astăzi lucrurile stau altfel și stau ca urmare a unei bune colaborări între Consiliul Județean Mehedinți și primăria comunei Godeanu și ca urmare și a insistențelor doamnei primar și a faptului că noi cei care suntem la Consiliul Județean am înțeles necesitatea ca în comuna dumneavoastră infrastructura de apă și infrastructura rutieră să fie bine puse la punct, pentru că numai așa puteți dezvolta comuna. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a subliniat importanța acestor evenimente în comunitatea locală, precum și păstrarea tradițiilor vii din zona de nord a județului Mehedinți. Ce deosebită plăcere să fim în mijlocul dumneavoastră într-o zi frumoasă pentru această localitate. Nu întâmplător, este o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare importantă a creștinătății și e o legătură directă și dumneavoastră aveți o localitate frumoasă, aveți oameni credincioși, buni români, buni creștini, care știu să conserve tradițiile și cultura populară, care în zona de nord este foarte frumoasă. Liviu Mazilu, senatorul PSD Mehedinți, a participat și la eveniment, subliniind faptul că zona de nord a județului Mehedinți este încărcată cu multă bogăție prin portul extrem de mândru și prin peisaje de o frumusețe rară. O felicit pe noastră, cei care zi de zi, dincolo de această zi specială și minunată, zi de zi reușiți să vă creșteți acești frumoși copii, iată tineri, dragi, vii, cei care dau viața atât acestei comune, cât și comunelor din prejur, vă felicit pentru bogăția pe care o aveți în acești copii și mă bucur că reușiți să duceți mai departe portul popular și tradițiile noastre. Vă îmbrățișez pe toți, Doamne ajută să petrecem bucuroși. Primarii comunelor din partea de nord a județului au fost prezenți la eveniment, subliniind implicarea și devotamentul de care dă dovadă primarul comunei Godeanu și totodată buna colaborare care există între aceștia. Să spun că astăzi este mult mai frumos ca anul trecut. Asta înseamnă că doamna primar este un bun organizator,
ne face surprize an de an. Îmi place să cred că noi, primarii cei din zona de nord, suntem înainte de toate prieteni și ne susținem reciproc în toate evenimentele pe care le avem. Vreau să vă spun că nu am venit singur astăzi la sărbătoarea dumneavoastră și am venit cu elevii școlii Gimnaziile Cireșu, pe care vreau să îi felicit și care o să vă prezinte un mic program artistic. Astăzi ne-am prezentat în Comuna Godeanu cu un ansamblu de copii, ansamblul Lidiac de la Ponoare, care este o grupă de începători. Grupa avansaților tot astăzi este la Novaci. Deci noi performăm prin tradiții, prin păstrarea portului, prin păstrarea cântecului și prin păstrarea obiceiilor. Vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, a fost prezent la eveniment, aducând numai cuvinte de laudă la adresa administrației locale. Vreau să le urez distracție plăcută, că dumneavoastră să vă spun că nu ar trebui să ieșiți din ritmul ăsta și că în echipa în care sunteți acum alături de noi nu aveți decât de câștigat. Muzica și voia bună au fost la ele acasă, nume sonore bucurându-i pe cetățeni cu ocazia Zilei Comunei Godeanu. În primul rând este o bucurie pentru noi toți, pentru că suntem împreună. Vreau să felicit și eu pe doamna primar pentru implicare, pentru buna organizare a acestui eveniment și nu numai acestui eveniment, și toate evenimentele care se desfășoară în Comuna Godeanu. Nicolae Băbălău, fiul al satului și cetățean de onoare al comunei, le-a oferit celor prezenți monografia Comunei Godeanu, ediția a doua, o carte scrisă chiar de acesta. Este o monografie, o carte mai deosebită, în sensul că nu sunt numai date istorice și partea a doua monografiei cuprinde povestirea ai căror eroi sunt din partea locului. Eroi reali, cu întâmplări reale, care au avut ca eroi oamenii acestor locuri. Și spuneam că de vină este domnul președinte al Consiliului Județean și doamna primar, pentru că între timp s-a modificat foarte, geografia locului s-a schimbat foarte mult. Exemplu fiind și acest fapt că pe 29 decembrie anul trecut, domnul președinte Aladin Georgescu a inaugurat o parte din drumul județean, Marga Cireșu. Cu ocazia Zilelor Comunei Godeanu, eveniment ajuns la a 12-a ediție, elevii școlilor din Godeanu, Balta, Cireșu, Izverna, Bâlvănești și Ponoarele au participat la tradiționala parada portului popular și au susținut un program artistic specific fiecărei comune. Locuitorii comunei Prunișor au sărbătorit de asemenea nedea satului cu voie bună, joc și muzică într-un program artistic organizat de primărie și Consiliul Local. Împreună cu prefectul județului Alin Isuf, parlamentarii PSD Mehedinți Liviu Mazilu și Alin Chirilă, secretarul de stat Bogdan Simcea, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, au ținut să fie alături de oameni. Echipa PSD susține dezvoltarea comunei și împreună cu primarul Emil Vâlcu și consilierii locali au încredere că pot aduce comuna în rândul celor mai bine dezvoltate, așa cum merită oamenii de acolo.